tale, în toiul luptei, când parcă simți că puterile nu te mai ajută, când simți că totul este pierdut, Dumnezeu este Cel care este în mijlocul tău. Și tocmai ce am cântat, în mijlocul luptei Tu strigă mereu războiul, al cui este? Nu este al meu, este al Domnului. Dragii mei, suntem cu studiul în cartea Iosua și suntem în secțiunea de text de la capitolul 6 la capitolul 12. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom încerca să desprindem câteva idei și învățături pentru noi, pentru biserică, din capitolul 10. De aceea vă invit să deschideți împreună cu mine la Iosua capitolul 10 și să citim împreună primele 27 de versete. Iosua, capitolul 10, pagina în Sfintele Scripturii, 242. Adonii Țedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui, și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Atunci i-a fost foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toți bărbații ei erau viteji. Adonii Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului și lui Debir, împăratul Eglonului: suiți-vă la mine și ajutați-mă ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel. Cei cinci împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului, s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor. Au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra din Gilgal: nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război, și el cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. I-a urmărit pe drumul care suie de la Bet-Horon și i-a bătut până la Zeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, se coborau din Bet-Horon. Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în cartea dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără la Gilgal. Cei cinci împărați au fugit și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. S-a spus lucrul acesta lui Iosua zicând: cei cinci împărați se află ascunși într-o peșteră la Macheda. Iosua a zis: prăvăliți niște pietre mari la intrarea peșterii și puneți niște oameni să-i păzească. Și voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrășmașii voștri și bateți-i pe dinapoi. Nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre. După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetățile întărite.
Și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua, în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. Iosua a zis atunci: deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați și aduceți-i la mine. Ei au făcut așa și au adus la el pe cei cinci împărați pe care îi scoseseră din peșteră, pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului și pe împăratul Eglonului. După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpetenilor oamenilor de război care merseseră cu el: apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. Iosua le-a zis: nu vă temeți și nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrășmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. După aceea, Iosua i-a lovit și i-a omorât, i-a spânzurat de 5 copaci și a urmat spânzurați de copaci până seara. Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i coboare din copaci, i-au aruncat în peștera în care i-a ascunseseră și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari care au rămas acolo până în ziua de azi. Și versetul 28. Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea și a trecut-o prin ascuțișul sabiei, cetatea și tot ce se afla în ea. N-a lăsat să scape niciunul și împăratului din Macheda i-a făcut cum făcuse împăratului Ierihonului. Amin. Dragii mei, în secțiunea aceasta de text, de la capitolul 6 până la capitolul 12, este imposibil ca să nu descoperi că secțiunea aceasta de text răspunde la o întrebare. O întrebare pe care și Florin a adus-o în mijlocul nostru săptămâna trecută. Și întrebarea este aceasta: ce reacție poate avea omul în fața mâniei lui Dumnezeu? Poporul Israel avea de împlinit mandatul pe care Dumnezeu îl promisese, acela că țara Canaanului va fi în întregimea lui. O țară frumoasă, unde curge lapte și miere, este promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avram. Însă, așa cum a studiat până acum, Dumnezeu nu cred că a avut în vedere și nu cred că își dorea ca oamenii din câmpia Canaanului să împiară, ci dorea ca toți cei păcătoși ce să facă? Să se întoarcă la Dumnezeu. Atunci, reacția pe care omul o are în fața mâniei lui Dumnezeu și pe care am descoperit-o în acest bloc de text este o reacție de împotrivire. Și reacția aceasta de împotrivire am văzut-o atunci când am studiat și am văzut ceea ce au făcut cetățile Ierihon, Ai și coaliția militară din sudul Canaanului despre care vorbim astăzi. Însă, capitolul 90 vorbește despre o reacție extraordinară pe care Dumnezeu și-o dorea din toată inima pentru să o aibă toată suflarea omenească din câmpia Canaanului. Și această reacție era o reacție de pocăință. O reacție în care oamenii să vadă slava lui Dumnezeu și să se întoarcă la El. Tocmai lucrul acesta l-a făcut cetatea din Gabaon. Aceștia au ales corect. Au ales ca în fața mâniei lui Dumnezeu să nu se pună cu un Dumnezeu extraordinar de puternic, extraordinar de gelos, ci a vrut ca în fața acestui Dumnezeu extraordinar să se plece și să vină cu pocăință înaintea Lui. Și pocăința din capitolul 9 am văzut că a venit pe baza aceasta când împărații au făcut alianța aceea. Gabaon renunță la alianța cu împărații din sud. Mai mult decât atât, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, având în vedere, văzând muntele Ebal și Garizim, găsesc soluția salvării din mânia Dumnezeului lui Israel. Și ei, dragii mei, profită de un amendament al legii care a fost dată pe munții Ebal și Garizim, în care aceea avea elemente clare despre popoarele care erau de departe. Și ei au întrebuințat un vicleșug, însă inima lor dorea ca să se întoarcă, să-L slujească pe Dumnezeul lui Israel. Și tocmai de aceea Dumnezeu nu s-a uitat la viclenia din inima lor, pentru că în spatele acestei viclenii era o dorință de a trăi, era o dorință de a face
ceea ce trebuie. Găsesc soluția salvării din mânia lui Dumnezeu profitând de un amendament al legii și intră în legământ cu poporul Israel, demonstrând că doresc sincer apropiere de Dumnezeu. Și ne aducem aminte așa de frumos momentul în care căpeteniile oștirii lui Israel stau și discută ceea ce s-a întâmplat, cum de i-au primit pe oamenii aceștia, vecinii lor, i-au primit în legământ. În acel moment, gabaoniții vin la Iosua și le spune, și îi spune în felul următor: iată-ne în mâinile tale, fă tot ce vei crede că este bine și drept să faci. Cu alte cuvinte, Iosua, poți să ne omori. Noi ce vroiam să facem? Am vrut să facem cu inimă curată. Și au rămas în legământ cu Dumnezeu. Însă, dragii mei, în momentul în care intri în legământ cu Dumnezeu, și aceasta este întrebarea la care vrem să răspundem și să medităm în dimineața aceasta, în Iosua capitolul 10, am vrea să răspundem la o întrebare extraordinară. Și întrebarea aceasta este aceasta: ce anume, ce aduce inevitabil intrarea în legământul cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat? Atunci când intru în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat, ce repercursiuni are acest lucru asupra mea? Asupra mea ca om, asupra mea ca popor, ca națiune. Și pe parcursul întregului capitol 10, atunci când îl citim, vom vedea două lucruri care se întâmplă oamenilor care intră în legământ cu Dumnezeu. Și primul lucru este că atunci când intri în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat, vor avea parte de împotrivire și prigoană. Și acest lucru vedem în primele 6 versete din acest capitol. Însă, dragii mei, Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea, dar nu rămâne la lucrurile acestea, pentru că atunci când intri în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat, automat vine înaintea ta, împreună cu prigoana și împotrivirea, știți ce vin? Vine binecuvântarea și biruința. Și aceste lucruri, la prima vedere, care parcă par opuse, ele merg împreună. Împotrivirea și prigoană împletite cu binecuvântare și biruință. Și acest lucru îl vedem din versetul 7 până în versetul 43. Și când meditam la aceste adevăruri, stăteam și mă gândeam și mi-am adus aminte despre un verset pe care Petru îl spune, niște gânduri pe care Petru le spune în prima sa epistolă. Și uitați ce frumos spune Petru: ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea cei cu care nu mai sunteți în legământul acela vechi se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și ce fac ei? Vă batjocoresc, vă prigonesc, dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Cu alte cuvinte, este un Dumnezeu care atunci când intri în legământ, va aduce înaintea ta împotrivire și prigoană, dar va aduce înaintea ta binecuvântare, răzbunare și biruință. Dragii mei, răzbunarea este doar a Domnului. Atunci când intri în legământ cu Dumnezeu, atunci când Gabaon a intrat în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu le-a descoperit două aspecte, două consecințe ale intrării lor în legământul cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat, Dumnezeul lui Israel. Dragii mei gabaoniți, veți avea parte de împotrivire și prigoană din partea celorlalți. Dar, mai mult decât toate acestea, veți avea parte de binecuvântare și biruință. Acum, când ne gândim la intrarea în legământul lui Dumnezeu, care aduce împotrivire și prigoană, am spus că vedem aceste lucruri în primele 6 versete din acest text. Și în ce bază, ce anume s-a întâmplat? Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Ierusalimului, când a văzut soarta cetăților Ierihon și Ai, când a văzut că Gabaon renunță la legământ și intră la alianță și intră în legământ cu Israel, cu Dumnezeul lui, o frică i-a cuprins inima.
Și atunci când ai în față pocăința sau întoarcerea spatelui lui Dumnezeu, Dumnezeului celui sfânt și adevărat, atunci începi și îți faci planuri. Și împăratul Gabaonului, dragii mei, Ierusalimului, a început să-și facă planuri. Și dintr-o dată, automat, dorința de a da o lecție celor ce îl trădează, gabaoniților, dar dincolo de dorința aceasta de a da o lecție lor, cred că a fost și dorința ca să dea o lecție celorlalte popoare cu care se afla în alianță, ca nu cumva vreunul din ele să îndrăznească să fi făcut ceea ce Gabaon a făcut acum. Toate aceste lucruri au declanșat atacul celor cinci împărați ai amoriților împotriva lui Gabaon. Acum, intrarea în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat aduce împotrivire și prigoană. Și, dragii mei, încă de la început lucrurile acestea se întâmplă. Încă de la căderea omului lucrurile acestea se întâmplă. Pentru că numai atunci când te uiți la primii oameni, atunci când pe scena istoriei apare Cain și Abel, știți ce se întâmplă? Când Abel este neprihănit și vrea să-L slujească pe Dumnezeu, iar Cain nu face acest lucru, în inima lui Cain se naște ceva. Se naște o dorință de împotrivire, o dorință de prigoană asupra fratelui său. Și Dumnezeu vede lucrul acesta în inima lui Cain și spune: Cain, stai! Înainte să faci vreo prostie, vreau ca să spun ceva. De ce te-ai mâniat în inima ta? Jertfa pe care tu mi-ai adus-o, nu ți-am primit-o pentru că eu sunt un Dumnezeu mofturos, rău, ci pentru că inima ta, dragul meu Cain, nu este rea, este departe de mine. Și Dumnezeu îi întinde o mână lui Cain și spune: nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu, dragul meu Cain, tu trebuie să-l stăpânești. Oprește-te! Atunci când în fața ochilor noștri apare neprihănirea lui Dumnezeu, avem și noi de ales. Și Cain a avut de ales dintre două posibilități. Ori să își schimbe inima prin pocăință, ori să facă orice ca acea neprihănire din fața lui să dispară. Și știți ce a ales, nu? A ales să-l omoare pe fratele său, Abel. Dacă mergem mai înainte, dăm peste Iosif și frații lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif era cel mai tânăr copil al lui Iacov și Iosif venea mereu la Iacov și spunea lucrurile rele pe care le făceau frații lui. Și frații lui au prins ură pe el, pentru că ei, în loc să se cerceteze la cuvintele lui, când s-au văzut în oglinda neprihănirii, când au văzut oglinda neprihănirii lui Dumnezeu, știți ce au ales? Iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și haideți să vedem ce se va întâmpla, ce se va alege din visele lui. Atunci când te apropii de Dumnezeu, automat vei aduce în jurul tău împotrivire și prigoană din partea oamenilor care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, care nu pot să stea față în față cu neprihănirea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, tocmai aceste lucruri nu ni se întâmplă și nouă astăzi. Și experiența de viață a fiecăruia dintre noi ne spune lucrul acesta. Cum te privesc oamenii atunci când ai devenit copil al lui Dumnezeu, când te-ai pocăit? Oh. Dacă n-ar fi legile acestea civile, cu siguranță ți-ar da una în cap. Dacă n-ar fi legile acestea civile, cu siguranță te-ar lăsa să mor de foame. Dacă n-ar fi legile acestea, dar nu legile acestea, dacă n-ar fi
Dumnezeu. Și omul va avea vrăjmași, spune Domnul Iisus, chiar pe cei din casa lui. Pentru că atunci când te întorci la Dumnezeu, când neprihănirea lui Dumnezeu care îți inundă ființa, stă față în față cu păcătosul care s-a depărtat de Domnul, păcătosul acela trebuie să ia o decizie. Și mulți, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Pavel vorbește copilului său spiritual, Timotei, și își încheie prima sa epistolă. Îi spune, Timotei, tu trebuie să fii atent la viața ta, să fii o pildă pentru cei credincioși, în orice aspect al vieții. Timotei, uită-te la mine, uită-te la felul cum mi-am trăit eu viața. Uită-te la ceea ce am făcut, la acțiunile mele, la felul cum m-am raportat la fiecare situație. Uită-te ce am suportat. Și concluzia lui Pavel, înaintea lui Timotei, este aceasta. De altfel, toți cei care vor să trăiască cu Evlavie. Și am spus și data trecută, dragii mei, Evlavie este un cuvânt pe care noi nu-l prea înțelegem. Evlavie, însă limba engleză, în limba engleză termenul Evlavie este foarte interesant. Evlavie, godliness, înseamnă să te asemeni cu Dumnezeu. Să fii ca Dumnezeu. Și cu alte cuvinte spune cuvântul, de altfel toți cei ce vor să trăiască asemenea lui Dumnezeu, să poarte chipul lui Dumnezeu în ei, vor fi prigoniți. Cei care vor cei care au ales ca să se îmbrace în neprihănirea lui Hristos, vor fi prigoniți. Intrarea în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat, dragii mei, în mod inevitabil va aduce prigoană și împotrivire. Și îmi aduc aminte de cineva, fratele Mircea Cioată, îmi spunea, Silviu Cioată, îmi spunea odată când eram mai tânăr, îmi spunea, Ovidiu, dacă acolo unde ești, dacă acolo unde lucrezi, dacă acolo unde înveți, oamenii nu au nimic cu tine din cauza credinței tale, înseamnă că problema, știi unde este? Nu la ei, ci problema este la tine, este problema la neprihănirea ta care strălucește înaintea feței lor. Intrarea în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat aduce împotrivire și prigoană. Dar vestea bună, dragii mei, este că intrarea în legământ cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat aduce binecuvântare și biruință. Și binecuvântarea și biruința sunt mult mai dulci decât prigoana și împotrivirea. Spune Apostolul Pavel în Romani, socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse cu biruința, cu binecuvântările pe care Dumnezeu mi le dă și mi le va da în acea zi în care voi fi împreună cu El. Gabaoniții cer și primesc ajutorul lui Israel în baza legământului. Foarte interesant. Cei cinci împărați pornesc la luptă, ajung la porțile cetății Gabaon și încep lupta cu ei. Și gabaoniții trimit la Gilgal, Sol și spun lui Iosua, suntem încercuiți, suntem atacați, vină, te rog, și ajută-ne. Cu alte cuvinte, Iosua, numai tu ești cel care ne poți ajuta, pentru că Dumnezeu ție ți-a promis că unde talpa piciorului tău, talpa lui Israel va pune, se va pune pe pământ. Acolo Dumnezeu va da izbândă. Gabaoniții cer și primesc ajutorul lui Israel, dar interesant este faptul că Israelul nici nu stă pe gânduri. Israel încalecă și în toată goana, cu un marș, într-un marș forțat, ajung într-o noapte la ei ca să-i ajute. Însă, dincolo de toate acestea, știți cine lupta
pentru ei. Dumnezeu lupta pentru gabaoniți și ofensiva aceasta continuă până când cel puțin 5 cetăți, alte 5 cetăți, în acele zile sunt cucerite. Toate cetățile din sud sunt cucerite. Și Dumnezeu se implică în viața oricărui om din Gabaon, în viața poporului care a intrat în legământ cu el. Acum, când ne uităm la Israel și a adus înaintea noastră fratele Valentin în dimineața aceasta, am văzut că Israel, într-un mod miraculos, luptă neîntrerupt pentru Gabaon, fără a obosi, timp de 2 zile consecutiv. Legile războiului, dragii mei, și în ziua de astăzi sunt clare. Noaptea se odihnesc. Ai pauze, ai timp în care trebuie ca să-ți odihnești oștirea. Însă, în mod miraculos, Israel a primit din partea lui Dumnezeu o putere în trup în care au rezistat 2 zile continuu. 2 zile continuu. Și îmi place când Iosua le spune oștenilor săi: voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrășmașii voștri și bateți-i pe dinapoi. Nu-i lăsați să intre în nicio cetate. Nimiciți-i cu desăvârșire. Și a adus fratele Valentin în mijlocul nostru acel verset din Isaia: Dumnezeul cel veșnic, Domnul, nu obosește, nici nu ostenește. El dă tărie celui obosit și măreție și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și lucrul acesta, dragii mei, trebuie ca să ni se aplice și nouă în ziua de astăzi. Și fratele Valentin, în mijlocul nostru, pe bună dreptate, cuvântul de cercetare ne-a demonstrat cauzele pentru care noi astăzi suntem atât de obosiți. Confortul, comoditatea, lenea spirituală, cât în somnul de cunoscute. Pentru că pur și simplu sunt lupte pe care trebuie să le câștigăm zi de zi. Mai mult decât atât. De aceea, același text pe care l-a adus fratele mijlocul nostru: noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru de dinăuntru se noiește din zi în zi. Și facă Domnul ca omul nostru dinăuntru se noiască zi de zi pentru a fi plin de odihnă, pentru a putea lupta, pentru a putea duce în fiecare clipă luptele Domnului. Pentru că la aceasta suntem chemați. Un alt aspect al binecuvântării și biruinței este că Dumnezeu în mod miraculos luptă pentru Gabaon. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a făcut să cadă din cer niște pietre mari și au pierit. Mai mult decât atât, Iosua, când vede modul în care Dumnezeu se implică fizic în lupta aceasta, adună poporul lângă el și spune, ce spune? Oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văi Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrășmașii lui. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Aproape o zi întreagă. Dragii mei, aceasta nu este o poveste. În 2017, cercetătorul din NASA au început să facă niște calcule și acest lucru îl găsiți pe internet. Au început să facă niște calcule, să vadă din sute în sute de ani și din mie de ani ce fel se rotește pământul, ce fel de ce fel orbitează în jurul soarelui. Și au descoperit că în aceste calcule pe care le-a făcut lipsește o zi. Pământului lipsește o zi din istoria lui. M-a cutremurat și m-am bucurat enorm când am citit acel articol. Și din calculele lor au dat că Pământul este în urmă
cu 23 de ore și 20 de, minute la un prim calcul. Și cineva din mijlocul lor a spus, este imposibil. Însă unul dintre ei care era creștin a spus, haideți să deschidem Scriptura să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spunea că soarele s-a oprit aproape o zi. Se spune că au refăcut calculele și le-au dat, a spus, nu, nu este aproape o zi, este o zi întreagă. Și omul acela a spus, stați, mai este ceva, ce mai este? Și când s-a dus în 2 Împărați, capitolul 20, când Ezechia primește... ...15 ani de viață, îi spune Isaia, vei mai trăi 15 ani. Și Ezechia îi spune, prin ce voi cunoaște lucrul acesta? Și Iosua îi spune, vrei ca umbra cadranului, umbra ceasului să meargă 10 trepte înainte sau 10 trepte înapoi? Și Ezechia spune, umbra cadranului poate să meargă ușor 10 trepte înainte. Eu vreau să meargă 10 trepte înapoi. Cumva timpul se dea înapoi 10 trepte. Cercetătorii la acel cadran au descoperit că acele 10 trepte, acele 10 grade, sunt exact 40 de minute. 23 de ore cu 20 de minute și cu 40 de minute sunt exact 24 de ore o zi în care pământul a stat. E Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Dumnezeu în mod miraculos luptă pentru Gabaon, dar Dumnezeu în mod miraculos nu luptă și pentru noi. De câte ori nu a simțit puterea lui Dumnezeu în viețile voastre? De câte ori nu a simțit atunci când pur și simplu tot în jur se năruie? Când nimic nu mai conta? Când i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, ești singurul care mă pot scoate din această groapă. Ești singurul care mă pot scoate din această încrâncenare. Nu ați simțit mâna lui Dumnezeu, mâna lui Hristos, ridicându-vă, ridicându-ne? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu, Dumnezeu luptă pentru noi. Dar intrarea în legământul lui Dumnezeu care aduce binecuvântare și biruință, îl vedem atunci când Iosua îi scoate pe cei 5 împărați din peșteră și parcă în mod profetic face următoarele lucruri. Apropie toți bărbații lui Israel, toate căpeteniei și le spune, apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. Iosua le-a zis, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrășmașilor voștri cărora vă veți, împotriva cărora vă veți lupta. Erau împărați puternici, erau viteji, erau oameni înalți. Și Iosua îi cheamă și spune, puneți piciorul pe grumazul lor. Și este imposibil ca acest text să nu te ducă în Romani, capitolul 16, când Pavel se apropie de biserica din Roma și le spune, Dumnezeul păcii, știți ce va face? Va zdrobi în curând pe Satana, unde? Sub picioarele voastre. Cu alte cuvinte, va veni o zi în care credincioșii, biserica lui Hristos, va pune piciorul pe grumazul celui rău. Ce imagine! Și îl văd parcă pe Pavel, amintindu-și de scena aceasta din Iosua și spunând, dacă așa s-a întâmplat acolo la nivel micro, cu siguranță așa se va întâmpla atunci când el va pune pe toți vrăjmașilor lui la picioarele lui. Dragii mei, pentru Gabaon, intrarea în legământ cu, cu Dumnezeul cel Sfânt și adevărat al lui Israel le-a adus împotrivire și prigoană, dar în același timp le-a adus biruință și binecuvântare. Dar în momentul în care noi intrăm în legământ cu Hristos, biserica Lui, oare nu tot aceleași lucruri ni se întâmplă și nouă?
intrarea în legământ cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, nu cumva aduce și pentru noi împotrivire și prigoană? Dar în același timp, nu cumva și pentru noi aduce și va aduce binecuvântare și biruință? Cu siguranță. Aduce împotrivire și prigoană pentru că suntem într-o luptă continuă cu firea noastră pământească. Aduce împotrivire și prigoană pentru că suntem într-o continuă luptă cu lumea necredincioasă din jurul nostru, care este gata să ne nimicească. Aduce împotrivire și prigoană din partea diavolului și a împărăției întunericului. Și aceasta se întâmplă astăzi, în mijlocul nostru. Dar în același timp, aș vrea ca să aduc înaintea dumneavoastră faptul că aduce biruință și binecuvântare prin viața, prin moartea și învierea lui Hristos, care ne-a adus la o nădejde vie. O nădejde vie, nestricăcioasă, păstrată în ceruri pentru fiecare dintre noi. Această binecuvântare și biruință vine doar prin alipirea mea și alipirea ta, alipirea Bisericii de Hristos. Și așa cum spunea fratele astăzi în mijlocul nostru, alipirea de Hristos capul și alipirea de Hristos trupul. Și binecuvântarea și biruința vine în urma sfințirii mele zilnice înaintea lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul în care ne încredem noi. Și îmi place de Apostolul Pavel. Când se uită la prigoana de care are parte, dar când se uită și la binecuvântările de care are parte și biruința pe care Dumnezeu o aduce mereu în mijlocul lui, știți ce spune el? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigoana? Sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. Totuși, în toate aceste lucruri, noi cum suntem? Mai mult decât biruitori. Observați ce frumos se împletește prigoana cu suferința, împreună cu binecuvântarea și biruința. Totuși, în toate aceste lucruri, eu, noi, dragii mei, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit prin Hristos, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cel ce este în voi, cel ce este în noi, este mai mare decât cel ce este în lume. Și mai departe, Hristos stă înaintea ucenicilor și înaintea noastră și ne-a spus: în lume veți avea multă împotrivire, multe necazuri, dar îndrăzniți. Pentru că biruința vine doar prin mine. Și gabaoniții au gustat din plin lucrul acesta. Prigonirea a venit peste ei și împotrivirea. Dar și-au întors ochii și-au ridicat ochii spre Dumnezeul cel Sfânt. Și Dumnezeu, dragii mei, le-a trimis toate resursele pentru a fi binecuvântați și biruitori. În dimineața aceasta stăm înaintea pâinii și înaintea vinului pentru că a încăpătat biruință și binecuvântare prin Cel care binecuvintează și prin Cel care dă biruința. Adică prin Hristos, Domnul nostru. Viața, moartea și învierea Lui sunt o resursă pentru noi astăzi. Alipirea de biserica Lui sunt o resursă pentru noi astăzi. Sfințirea noastră zilnică este ceea ce ne trebuie pentru a avea o viață de biruință și pentru ca în fiecare zi, împotrivirea și prigoana, să le putem face față. În dimineața aceasta, aș vrea să ne amintim că înaintea legământului cel nou făcut în trupul și sângele Lui, Cel ce este în noi, Cel cu care am făcut legământul, este mai mare decât Cel care este în lume.
în dimineața aceasta, când stăm înaintea pâinii și înaintea vinului, aș vrea să ne aducem aminte că în mijlocul necazurilor prin care trecem, suntem biruitori pentru că El a biruit întâi. Și biruința Lui este biruința noastră. El a purtat pe trupul Lui, acolo pe lemn, toate slăbiciunile noastre, toate boalele noastre, toate luptele noastre. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să nu uităm că intrarea în legământ cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, oricât de greu ni s-ar părea, aduce în primul rând împotrivire și prigoană. Dar în același timp, Dumnezeu are grijă să ne arate și să ne dea binecuvântări și biruințe. Și toate acestea, prin ceea ce Fiul Lui a făcut pentru noi, prin jertfa de pe cruce, o jertfă sfântă, o jertfă plăcută. Aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm Domnului și vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea ca doi frați, două surori să venim înaintea Domnului, după care mă voi ruga pentru pâinea și pentru vinul care ne stau înainte.